De șoseaua de coastă, cu noi am vorbit, cred că în pre-campanie de subiectul ăsta și ați invitat la un moment dat. Ei, ați văzut că nu a vorbit nimeni de șoseaua de coastă. Nu au evitat subiectul. Eu le-am adus în discuție. Nu, unul o ținea cu promenada, altul o ținea cu altele. Cum veți... Deci, în momentul de față, la Direcția de Fonduri Europene le-am dat ca sarcină să-mi aducă toată documentația șoselei de coastă, așa cum a rămas atunci. Cum a fost gândită la început. Cum a fost gândită la început. Da. Și să facem o analiză, să vedem în contextul alegerilor, voi discuta în Consiliu sau dacă vreți cu partidele care fac parte din Consiliu local, le voi expune variante și să vedem dacă ne asumăm. Eu mi-aș asuma o chestiune de asta, dar asta este pe parcursul mai multor ani. Evident că nu. Pentru că, unu, aici este o problemă tehnică legată de faptul că se face pe coastă, însemnând taluz. Iar noi avem acum o problemă de stabilitatea taluzului și am făcut câteva expertize care ne-au arătat că sunt probleme de stabilitate, cel puțin în zona teatrului de păpuși, Biserica Greacă, hai să spunem, spre oraș. Deci acolo pot fi niște probleme de stabilitate. Deci nu putem face șoseaua de coastă până nu lămurim problema cu taluzul. Problema stabilității taluzului. Ori asta este o problemă națională, pentru că taluzul aparține statului român, respectiv apelul române prin Ministerul Mediului. Deci asta e o problemă tehnică și este și o problemă financiară. Costă foarte mult șoseaua asta de coastă, deci este clar un proiect multianual. Nu numai construcția în sine costă, cât faptul că la un moment dat va trebui să avem și exproprieri. Vom trece fără discuție pe zone care sunt private. Iar exproprierile, zonele alea, sunt foarte multe, ca să vedeți cât de mult s-au încurcat. Sunt foarte multe în litigiu. Știți că taluzul... Da. În litigiu cu apele române. E pastișat așa taluzul. O parte ne aparține nouă, o parte aparține mediu, altă parte e privată. E pastișat așa. Pentru zonele astea private, Ministerul Mediului, în înțelepciunea lui acum câțiva ani de zi, a zis, domnule, dar nu trebuia să fie al nostru ăsta. Ba da, că așa spune legea, că trebuie să fie al nostru plus de la coamă 10 metri gardă. Și a zis, păi hai să mergem în instanță, să ne comparăm titlurile de proprietate și e în instanță cu noi și e în instanță și cu privații. Da. Și ne comparăm titlurile de proprietate și până când lucrurile astea nu vor fi rezolvate și nu vom ști că, mă rog, parcela asta aparține cuiva și dacă șoseaua de coastă trece pe acolo, nu știi pe cine să expropriezi. Da, deci problemele sunt foarte complicate din punct de vedere juridic, din punct de vedere tehnic și din punct de vedere logistic, mă refer la bani. Bine, oricum cei de la PSD au făcut un proiect cumva cu șoseaua de coastă, cred că chiar Costin Răsăuțeanu. Proiectul șoselei de coastă și ei știu că l-aveau în vedere. Păi el a fost închis la un moment, dar vă spun ceva, ieșea pe la Casa Căsătorilor. Deci ce au făcut ei, ieșea pe la Casa Căsătorilor. Ieșea pe la Casa Căsătorilor, se înfigea în Mamaia. Și în viziunea noastră cum? De unde trebuie să mai mergem? Trebuie să mai mergem puțin. Și de unde să înceapă? Nu știu, lăsați-mă să văd exact, da, să văd exact varianta lor inițială. Că m-aș hazarda așa să presupun eu ceva. Să văd cum au gândit ei inițial. Exista un puz. Apropo, este și o problemă legată de urbanistică, adică trebuie să preveze acolo în documentația urbanistică așa ceva.